La Festivalul de Carte au fost prezente 17 edituri. Cum era și firesc, au fost prezenți mai mulți membri ai Uniunii Scriitorilor din România, printre care Nicolae Oprea, critic literar, profesor universitar și președintele filialei Pitești a Uniunii, Jean Dumitrașcu, secretar al aceleiași filiale, Magda Grigore, Liviu Mățăoanu, Alor Albulescu, Liliana Rus, Virgil Diaconu. Chiar la mijlocul standurilor editurilor s-au aflat expuse și cărți ale scriitorilor filialei Pitești a Uniunii Scriitorilor. Tot acolo au fost prezentate și reviste de literatură și artă, Argeș și Cafeneaua Literară, reviste finanțate de Uniune și de Consiliul Local Pitești, dar și Calende, o istorie a acestei publicații. Deci e un târg de carte, foarte simplu, mai ales că suntem în vremuri de pandemie și cred că lumea trebuie să încerce să revină la normalitate. Și care este normalitatea cea frumoasă decât să iei o carte și să te transpui în experiențe umane pe care s-ar putea ca niciodată în viață să le trăiești. Până la urmă, lectura înseamnă cunoaștere, lectura înseamnă cunoaștere de sine, înseamnă creativitate și înseamnă fantezie. Asta cred eu că vor să transmită cele 17 edituri participante. Este o, dacă vreți, o sărbătoare a lecturii, a scrisului și a comuniunii, pentru că eu cred că prin cultură, prin evenimente culturale, ne putem apropia unii de ceilalți ca să putem ajunge la o solidaritate care cred că este benefică pentru toți. Sâmbătă am asistat la două lansări de carte. Prima lansare a avut loc la ora 12, când a fost prezentată cartea criticului literar Nicolae Oprea, Dialoguri convergente, apărută anul acesta la editura Biblioteca din Târgoviști. Cartea însumează interviuri din primii ani ai deceniului 90, care au apărut în revista Calende, actuală Argeș, cu nume mari ale literaturii române: Dumitru Țepeneag, Mircea Horia Simionescu, Ion Negoițescu, Alexandru George, Mircea Zaciu, Adrian Marino, Octavian Paler și mulți alții. Avem în față o carte unică în literatura română. Eu nu mai cunosc o asemenea carte construită cu interviuri luate de autor, unor mari personalități, prozatori sau critici literari ai României din secolul 20, iar în partea a doua, cu interviuri pe care alți scriitori ni le-au luat. Nu există, eu cel puțin nu am cunoștință de un asemenea volum. Primul lucru pe care trebuie să știți este că această carte prezintă dialoguri cu personalități ale culturii noastre, ale literaturii noastre. Prima parte, Convergența, despre care se vorbește în titlu, la care face trimitere titlul, unește practic cele două părți ale cărții, partea primă, interviurile cu personalitățile, și partea a doua, în care autorul însuși este intervievatul în câteva interviuri mai, spuneam, mai recente, relativ recente. Mi-a venit ideea răstoșnică să adaug într-o a treia parte din carte o selecție din interviurile pe care le-am acordat. Așadar, am pus în legătură directă evoluția mea ca personalitate literară și evoluția celor pe care efectiv i-am întrebat despre devenirea lor ca scriitor cu o personalitate deja formată. Pe gânda mea, începând cu, să zicem, cu primul interviu până la interviul de acum 2 ani sau am trecut, este una care abia se formează. Pe ei i-am întrebat în momentul, pe scriitori pe care i-am intervievat, i-am întrebat în momentul în care erau recunoscuți ca personalități. Pe de altă parte, bineînțeles că eu nu zic că mă laud aici, dar cu lecturile imense pe care le am despre fiecare în parte, știu firul formării unitare în creația de laborator și pe asta l-am urmărit la fiecare în parte.
de la Cornel Regman la Mircea Zaciu, de la Cezar Baltar la Florin Mugur, de la Adrian Marino la Octavian Baler. A doua carte lansată a fost romanul de debut al scriitorului Radu Aldulescu, Sonată pentru acordeon, o reeditare. Este un autor consacrat evident, este și scenarist și nu cu oricine și nu pentru orice. Oricum, sub egida colecției de care v-am spus eu, cartea este acolo, a apărut formul de debut, nu? Da. Sonata pentru acordeon. Ca o chestiune originală, ca să zic așa, el a fost scris între 1984 și 1988 și a apărut 1993, exact în perioada de care noi discutam aici. Sigur, se poate face o discuție întreagă ce a însemnat literatura de sertar, dacă a fost, dacă n-a fost rezistența prin cultură. Unii o contestă, alții sunt de acord cu ea. În fine, Sonată pentru acordeon este, cum să vă spun, trăiește între două lumi, dacă vreți. Am vrut să prind o lume cu care am empatizat. Acea zonă rofamată, Tărântariu, dar totodată binecuvântată în ceea ce mă privește, că acolo am copilărit. Ce se întâmplă în carte e mult de spus. Povestea scrierii acestei cărți, cum mi-a spus prietenul Dan Dumitrașcu, a fost că am scris-o într-o perioadă când n-aveam nicio speranță că o voi publica. Organizatorii au lansat deja invitația către editurile doritoare să participe la ediția Târgului de Carte de anul viitor. Un detaliu demn de consemnat este că nu se percepe niciun fel de taxă pentru participare. Evenimentul din anul 2022 va fi rezervat cărții pentru copii.